Fie slăvit numele Domnului! Amin. Dulce răsună afară, suna atât de minunat cuvintele acestei cântări. Și venea cu o cerință, venea cu o rugă, parcă lasă-mă în casa ta. Slăvit să fie Domnul! Iisus este acesta. Iisus este acela care în dimineața aceasta face această cerință ca să-L lași să, și să-L las să intre în casele noastre. Slăvit să fie Domnul! Amin. Oare care este această casă? Am cerut un cuvânt pentru dimineața aceasta, pentru îndemn. Am nevoie eu de îndemn. Și nu am eu cu ce să vă îndemn și am cerut un cuvânt de la Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul, pentru că Duhul Sfânt există, pentru că Duhul Sfânt trăiește și pentru că Duhul Sfânt vorbește. Credem lucrul acesta? Amin. Slăvit să fie Domnul. Am primit acest cuvânt și astăzi, dimineața aceasta, prin tot ce s-a vorbit în locul acesta, Domnul mi-a întărit acest cuvânt și aceasta mi-a dat mai mare încredințare și vreau ca această încredințare să o avem toți, să o primim toți, că Dumnezeu este aici și Dumnezeu vorbește, slăvit să fie Domnul. Este gata să intre în casă și dorește să intre în casa mea, în casa ta și să lucreze, slăvit să fie numele Domnului. O să citesc un verset dintr-un psalm cunoscut. Verset, din Psalmul 27, versetul 4, David, este un psalm al lui David, o rugăciune a lui David, ca și cea din Psalmul 63 care s-a citit, și aici David cere ceva de la Domnul. Nu știu cu ce cerințe ai venit, cu ce gânduri ai venit, nu știu ce probleme ai. Acasă, în trupul tău, nu știu, în duhul tău, în inima ta, dar este unul aici care știe și cunoaște tot, Hristos Domnul, slăvit să fie Domnul. Și acel ce este aici prezent poate să-ți răspundă la această întrebare, poate să-ți rezolve problema ta, oricare ar fi problema ta, lasă-l să intre în casa ta. Doamne, ajută-ne! Un lucru cer, spunea David. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Slăvit să fie Domnul! Cer și dumneata lucrul acesta dimineața aceasta? Domnul e aici și Domnul aude. Slăvit să fie Domnul! Acum se pune o întrebare, mi-am pus o întrebare și aș vrea să afișați, da, mulțumesc, aș vrea să afișați 2 Cronici 6 cu 18. Ce este templul Domnului? Ce este templul Domnului? Care este casa Domnului? Și atât de minunat a venit Duhul Sfânt și mi-a vorbit și ne-a vorbit în dimineața aceasta din Psalmul 63. Afișați, vă rog, acolo unde am cerut. În Psalmul 63, care l-a citit fratele Cipri, Domnul să-l binecuvinteze, David căuta ceva. David căuta ceva. Pe tine te caut, Doamne Dumnezeu, Tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut. La unde era David? În pustiu. În pustiu. Și același David spune, aș vrea să locuiesc toată viața mea în templul tău. Și David afirmă acolo în pustiu, unde era în Psalmul 63, așa te privesc eu în locașul lui cel sfânt. Care locaș? Care templu? Că în pustiu nu arată că era niciun templu. Dar îl privia, îl vedea, îl simțea, pentru că a mărturisit David ceea ce s-a citit în dimineața aceasta. Slăvit să fie Domnul! Care este acest templu? 2 Cronici 6 cu 18? Se poate? Dar ce? Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată, cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde.
cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu. Și aș vrea să mergem mai departe în Isaia 66:1, dacă puteți. Așa vorbește Domnul, Isaia 66:1. Așa vorbește Domnul. Cerul este scanul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să zidiți? Și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Și aș vrea să mai mergem în Faptele Apostolilor 7:48-49. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 48 și 49. Dar cel preanalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. De fapt, aici îl citează și amintește de prorocul ce spunea prorocul Isaia 66. Nu locuiește și fapt, cerul este scanul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi, mie, zice Domnul, sau ce sau care va fi locul meu de odihnă? Și în dimineața aceasta am cerut și am cântat. Bate afară, o vină în casă, vină în casă, care este această casă? Slăvit să fie Domnul. Mergem în 1 Corinteni 3:16. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că voi, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Este o întrebare. Nu știți? Știm lucrul acesta? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și mai departe, tot în Corinteni 6:19, pentru că toți suntem aici în Corinteni. 6:19, 1 Corinteni. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că voi nu sunteți ai voștri? Domnul să ne vorbească în dimineața aceasta. Spuneam de la început că nu am eu ce îndemn să vă dau și vreau și m-am rugat și mă rog ca Duhul Sfânt să-mi dea, că am eu nevoie prima dată și apoi voi, dumneavoastră toți, să ne dea acest îndemn. Și mergem în Efeseni 2:21-22, epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2:21-22. În El, Hristos, toată clădirea bine închegată crește ca să fie. Este foarte important, ca să fie un templu sfânt în Domnul. În El, toată clădirea și prin voi și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul, slăvit să fie Domnul. Și acum tot Dumnezeu vrem să ne vorbească și să ne îndemne dimineața aceasta până la sfârșit, prin cuvântul Său, care nu-i lipsă de putere. În 1 Petru mergem, 2:5. În 1 Petru, 2:5. Și voi, ca niște pietre vii, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și acum, întrebarea care se pune în dimineața aceasta la fratele Teo și la dumneata oricare ai fi: care este această casă? Care este acest templu? Suntem noi templul Lui? Suntem noi oare templul Lui? Pentru că așa spune. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Nu știți? Și voi nu sunteți ai voștri? Căci noi suntem templul Dumnezeului Celui Viu, cum a zis. Oare suntem noi templul cu adevărat în care se poată să locuiască Dumnezeu? Și la întrebarea aceasta, tot cuvântul, tot Duhul Sfânt vrem să ne răspundă, dar am vrea să ne deschidem inimile și să lăsăm pe Duhul Sfânt ca să ne cerceteze, să intrăm înăuntru nostru și să vedem ce este în templul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu locuiește oriunde, Dumnezeu nu locuiește împreună cu orice lucru. Știm din vechime, din Vechiul Testament, că s-au întâmplat multe lucruri în templele acelea care erau făcute de mâini omenești.
Și s-au adus idoli și ca să mai, și-a plecat Dumnezeu de acolo. Și ca să mai locuiască Dumnezeu, când Dumnezeu găsea câte un om al lui, făcea curățenie. În dimineața aceasta vrem să facem această curățenie printr-o rugăciune de mărturisire. Vrem să facem curățenie în trupul nostru, în templul lui. Noi nu mai suntem ai noștri. Ca El să poată locui cu adevărat în templul lui, în noi, slăvit să fie Domnul. Și mergem tot în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, Evrei, capitolul 3, cu versetul 6. Evrei, capitolul 3, versetul 6, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui, și casa lui suntem noi. Suntem noi, dar aș vrea să fim atenți cu toții la ce urmează. Și casa lui suntem noi, dacă aici este scris cu de mic, eu l-aș fi scris cu de mare, dar slăvit să fie Domnul, în inima noastră să fie cu de mare. Casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Și dacă nu. Dumnezeu pune în dimineața aceasta, înaintea mea, înaintea noastră a tuturor, trei de dacă. Are Dumnezeu câte un dacă la fiecare în Deuteronomul, pentru că toți suntem în cuvântul lui Dumnezeu, am fost ieri acolo, 28, așa începe, binecuvântările, și toți vrem binecuvântările. Cine nu vrea? Vrea binecuvântările lui Dumnezeu și nu crede, vă spun eu că am auzit, și El le vrea. Și dacă nu știe, și dacă nu știe cum să îl vrea, dar acolo spune, dacă te voi binecuvânta, dacă vei împlini, vei păzi și împlini cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. În dimineața aceasta pune Dumnezeu acest trei de dacă în dreptul meu și în dreptul dumneitare a fiecăruia. Și haideți să vedem care sunt acești trei de dacă. Matei, capitolul 10, cu 22. Evanghelia după Matei, capitolul 10, cu 22. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la capăt va fi mântuit. Doamne, ajută-ne la aceasta. Este un dacă. Dacă vom răda până la capăt, acest dacă care l-am găsit aici, că dacă ne vom păstra până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm. Și mergem în Ioan, capitolul 14, versetele 15, cu versetul 15, Ioan 14, cu 15. Domnul Iisus vorbește, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Este al doilea dacă pentru dimineața aceasta. Sunt mulți dacă în Scriptură. Dar dimineața aceasta Domnul ne vorbește, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, dacă spuneți că mă iubiți. Că mulți spun că îl iubesc din gură. Dar dacă nu se întâmplă lucrul acesta, Dumnezeu nu ne crede. Doamne, ajută-ne ca să păzim poruncile Lui. Și mai rămânem tot în Ioan, capitolul 15, versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu, spune Iisus. Doamne, ajută-ne în dimineața aceasta să înțelegem lucrul acesta. Să înțelegem lucrul acesta și ne mai oprim într-un loc după care ne vom duce în rugăciune. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 1 și 2. Este cuvântul Sfântului Apostol Pavel către biserică, către biserica din Corintoare, către noi. Noi suntem biserica, slăvit să fie Domnul, către noi în dimineața aceasta, către biserica din Corint atunci și în dimineața aceasta, către noi. 1 Corinteni, capitolul 15, dacă puteți, versetele 1 și 2. Deschidem Scriptura. Da, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas, și mai departe, 2, și prin care sunteți mântuiți, dacă... Este un mare dacă în toată Scriptura și care sunteți voi, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, deja v-ați crezut.
O, Doamne, păzește-ne ca să cădem în asemenea alunecare și asemenea în întuneric. Dacă o țineți așa, după cum ni s-a propovăduit, după cum este scris, pentru că ce trece de la ce-i scris, spune cuvântul lui Dumnezeu că e de la cel rău. Vă invit să vă ridicați. Și aș vrea să facem o rugăciune în dimineața aceasta. În prima parte a rugăciunii vrem să-i mulțumim că prin harul lui și prin îndurarea lui a spus Ezechia, îmi place locul acesta, acolo locul. Se mai bucură omul de viață. Recunoaște înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Când dimineața doar aceasta, doar prin harul și îndurarea lui, te mai bucur și mă mai bucur de viață. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu. După care ne vom duce înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulțumire. Și să ne deschidem templele, să deschidem templul lui, inima noastră, ca Domnul, Duhul Sfânt, să intre, să facă curățenie, pentru că vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc ca cuvânt de întărire pentru acest îndemn din Psalmul 50. Vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu și vrem să-i aducem o jertfă. O jertfă, spune în Romani, capitolul 12, despre această jertfă, Romani, capitolul 12, versetul 1. Slăvit să fie Domnul, pentru că El ne vorbește, slăvit să fie Domnul, că El ne întărește, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre, templul Duhului Sfânt, trupurile voastre ca o jertfă vie și sfântă, ca o jertfă vie sfântă, în orice fel de jertfă primește Domnul, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, slăvit să fie numele Domnului. Vrem să aducem această jertfă. Și apoi Dumnezeu în Psalmul 50, vorbeam de Psalmul 50, spune, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și în versetul 14, aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Vrem să aducem această jertfă, vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem în locul acesta și vrem să spunem în inima noastră, așa cum spuneau cei trei pe muntele Tabor, Doamne, este bine să fim aici. Că cei care sunt în casa lui Dumnezeu tot mai pot să laude, slăvit să fie Domnul. Și aceasta numai prin harul lui și îndurarea lui. Și apoi după rugăciunea de mulțumire să trecem și să facem o rugăciune de mărturisire. Nu știu ce e în templu tău, nu știu ce e înăuntru tău, tu știi și încă unul mai știe, Hristos Domnul care e aici. Mergem înaintea Domnului și ne rugăm Domnului. Amin.